sunet, ce crezi, când ai telefonul la mic, bun, că nu vezi foarte, cum ai vedea la cinema, ok, dar trebuie să auzi, cam la fel de clar cum am văzut la cinema. Când iei un interviu sau cum vorbești la cameră sau când, mai ales când dați bani și angajați cu unii să vă filmeze video, asigurați-vă că se aude cât se poate de bine, adică fără eco, clear, la nivel de la valieră de asta, care ce crezi, poți stragi și cu telefonul. Dar de ce am pus telefonul aici? Pentru că de multe ori, când nu ai la valieră, e suficient să dai, să pornești recorderul de la ăsta, să ți-l pui ascuns în buzunar și ia uite cum ți-a făcut o lavalieră foarte bună. Nu glumesc, la niște reclame low budget, a trebuit să trag voce de TV pe iPhone cu actor. A ieșit bestial. Camera sau dulapul în care am tras era antifonat și atunci efectul era destul de bun. Nu faceți ca mine. Dar uneori ai nevoie să improvizezi astfel de lucruri. Dacă e ecou, se pierde vocea, știți foarte bine ce se întâmplă, e efectul ăla de peștele, aveți atenția la cum se aude mediul în care filmați. Ambianță, păi dacă trag la etajul 1 a unei clădiri care e lângă un spital și eu vorbesc de fabrica mea de forsecuri și pe lângă sau de ambulanța, știm bine ce inspirațional poate să fie.